Deschidem. Bun. Welcome, boy. Am ajuns la sesiunea 23, da? A, uite, mă doare cap. A, uleu, lasă, nu te mai doare cap. Pentru că vă vei cu ochii. Nu te mai doare capul. Uite, vă vei cu ochii. 23, să vedem cu ce începe. S-ar putea să înceapă cu ceva de încălzire, ca să spun așa. Da. Deci, ies și sunt curios. Trebuie să cântăm la pian. Și face cunoștință astăzi, deci în prima parte a lecției, face cunoștință cu gambitul danez. Danez, de la Danemarca. Țară. Sără damez. Danez, am zis, nu damez. Nici, mie nu-mi plac damele, s-a mă îmbătrânit. Deci fii atent aici. Gambitul danez este foarte bine să îl cunoști. Yes. Pentru că, în primul rând, este un gambit. Da. Știi denumirea gambitului? Definiția. Ce înseamnă un gambit? Un gambit? Da. Înseamnă o deschidere. O deschidere... În care scoatem dama. Nu. De obicei, unul dintre jucători, de cel mai multe ori albu, că el mută primul, îți dă un pion sau doi, sau chiar trei, numai se dezvoltă mai repede decât tine. Și să te prindă, ca să spun așa, cu piesele nedezvoltate. Deci, tu, ca să spun așa, câștigi material, da, dar rămâi în urmă cu dezvoltarea. Și gambitul danez are următoarea formulă, ca să spun așa. Deci după ce joci E4 cu albul, el își joacă E5, una dintre, și joci D4. Îți face așa zisul plug de zăpadă, atacând pionul din E5. Așa e danez? Da, e gambit. De ce? În acest moment nu e danez? Da. Încă nu este gambitul danez. Stai un pic. Deci el îți va bate, pentru că trebuie neapărat să-ți distrugă, nu știi, trebuie neapărat să-ți distrugă plugul de zăpadă, îți va bate în speranța că vei bate cu dama. Atenție, deci când joci dama ea pe D4, ăsta nu-i gambit. Pentru că ai dat un pion, ai luat un pion, va chiar o deschidere relativ proastă, pentru că scoți dama înaintea celorlalte piese ușoare apar. Și el, jucând C6, îți atacă dama și tu trebuie să mai muți o dată din dama. E bine să muți de mai multe ori dintr-o piesă. De obicei eu mut aici. Corect. Dar încă o dată, gambitul danez nu este caracterizat de dama ea pe D4. Este îți dă un pion. C3. Înțeleg? Și vreau ca să înțelegi următorul lucru. Dacă nu bați, îmi iau pionul înapoi, dar îmi rămâne plugul de zăpadă aici. Deci, încă o dată, să zicem că joci C6, ce facem acum? Unde a dispărut calul? Îmi lași calul? Deci C6 îți bat și rămân cu plugul de zăpadă care vine și pe tine. Plugușor. Și de aceea negru aici trebuie să bată. Fii atent aici. Am deja doi pion luați cu negru și n-am pierdut niciunul, da? Da. Și albul în acest moment nici acum nu-l bate. Se dezvoltă. Nebun ce patru. Și negru zice, bă, fratele meu, ăsta mai întâi un pion. Bate și la B2, acum trebuie să-l bați, nu? Că ți-a făcut și furculiță de pion. Ți-a atacat atât turnul de jos, pe care dacă ți-l iau, scot o damă. Păi aici toată lumea știe, nebun. Nebunia pe B2, corect. Și acum hai să vedem ce a obținut. De ce se zice nebun A pe B2? Nebun B2. Ia pe B2. Nebun capturează pe B2 sau ia pe B2. Dar încă o dată, hai să ne uităm un pic ce a obținut albul pentru sacrificiul acelor doi pioni. Pentru că albul i-a dat voit acei doi pioni. Să se dezvolte mai rapid. Și-a dezvoltat deja nebunii.
Doi nebuni. Și are și un pion în centru. Și ăsta n-are în continuare nimic dezvoltat. Și are și greutăți, de exemplu, cu dezvoltarea acestui nebun. Că dacă dezvolți nebunul, să zicem, pe aici... Mine vine și eu la club și fac asta. Îți bat. Așteaptă. Îți bat și îți voi lua, numai că mi-au un pion înapoi, dar îți voi lua și turnul din G7. Și atunci, încă o dată, negru aici, joacă aici cal F6. Da. Eu zic că te învârsești ca mult. Ia să mai... Hai, lasă, oprește-l, da. Și să-l lăsăm, da? E5. Da. Deci cal F6 scos, albul atacă imediat. E5. Îți atac calul? Da. Da. D5. Deci, asta e cea mai bună mutare la negru, D5. Dacă, de exemplu, ai să zicem că muți, ce să muți? Cal E4. Cal E4. Îți joc damă de 5. Da, damă de 5. Damă de 4. Este ăsta atac dublu? De damă? Nu. Bun. Deci îți atac simultan și calul din E4. Dar și pionul din F7 cu mat. Că am baterie. Vezi? Da, mă, nebun. Deci, încă o dată. Baterie. Da. Deci, nu, acel cal este în acest moment atacat de către pion, da? Și tu, pur și simplu, trebuie să contraataci. Aduți aminte de acea lecție care se chema cum să ne apărăm când avem o piesă atacată. Primul lucru la care te uiți, care este? Când avem o piesă atacată. Da, cum este cazul negru aici. Deci el are acel cal atacat de pion. Să luăm noi piesa. Aia e a doua. Dar prima care e? Contra-atac. Exact asta face negru aici. De 5. Și de genul, i-am tubă că eu ți iau, nu? Am tăpuri. Da, acum este că e totuși ceva ciudat aici. Mă, crezi că e ceva ciudat aici? Da. De ce? Pentru că eu nu văd de ce nu pot să bat. Iar. Că dacă bat, îți bat cu șah. Merge să te și pe urmă îți bat și aici, ți-am făcut furculița de pion. Da, asta mă întreb și eu. De ce zice... De ce zice... Da. Că dacă e chiar mai bine... Nu, da, e chiar mai bine pentru negru. Da. Te bate negru aici, nu? Nu, hai să ne uităm, am impresia că acest studiu este greșit. Ne face șut de pe stuste. Nu, fii atent aici. Normal, aici trebuie să joci direct de 5. Deci cu negru... Deci stai un pic să ne uităm. Negru are 2 pioni în plus, da? Da. Când ți se joacă un gambit, hai să ne punem în pielea negrului. Când ți se joacă un gambit, ai 3 posibilități. Să-l accepți și să tragi cu dinții de avantajul tău material, încercând să intri în final și pentru că ai armata mai mare, să câștigi partida. Al doilea, să-l accepți, dar să-i dai imediat înapoi pionii. Sau ce ți-a dat el în plus și să egalezi poziția. Și al treilea, să nu-l accepți. De exemplu, exista aici o posibilitate în acest moment, după ce alb a jucat C3, să nu accepți acest sacrificiu? Da, poți să joci de 3. Nu? Da. L-ai acceptat? Nu, că aici e tante pe mană. Și în plus, albul și-a făcut un pion, și-a pus un pion pe câmpul de dezvoltare a calului din B1, da? Dar poți să joci și mai inteligent aici de 5. Deci, încă o dată, aceste două variante sunt variante de neacceptare a gambitului, da? Unele, da? Și când bați, bat.
Și nu poți să scoți calul aici, nu? Păi e simultan. Ești simultan. Bă. Ba nu, e, ziceam că atacă simultan, atacă pionul. Da, ba, își ia pionul înapoi. Da, o să joc cal și C6 și când joacă aici cal pe 3, joc nebun G4, joacă nebun E2 și fac rocadă mare și stau excelent cu negru. Stai un pic. Dar al doilea, deci al doilea este să accepți sacrificiul, dar să îl dai înapoi. Ia fii atent. Fii atent și că vreau să înveți varianta asta. Deci ED4, C3, DC3, nebun C4, CB2, nebun B2. Deci câți pioni am în plus cu negru? Numai că scap. Câți pioni am în plus? 2, nu? 2, da. Îi dau unul înapoi. Ia. Cu ce e bine să-l bați pe ăla? Cu nebunul sau cu pionul? Cu nebunul. Foarte bine. Cum să bat cu pionul să-mi închid diagonala? Dar acum, când îmi dezvolt acest cal, vreau să-ți iau? Nebunul. Da. Dar el aici zice, a, păi stai un pic că voi juca aici. Așa. Mă gândeam să joace... Stai un pic. C6. Nebun C6. Cum să joace nebun C6? Păi nu ți-l iau. Ba da. Și cu calul și cu pionul. Dar el poate să zică nebunea pe F7. Și după rege pe 7, ți-am o damă. Pe grege și nu-i nimic. Ți-o iau imediat înapoi. Cum ți-o iau? Eu te cu șah. Și ți-o voi lua cu turn. O, dacă și vezi. Ba, păi trebuie să vezi, odată ce intri în varianta asta, trebuie să cunoști și ceva deschidere pe care o joci. Deci el trebuie să-și aducă dama înapoi, dar după nebunea pe D2, calea pe D2, turne 8. Hai să ne uităm la poziția asta. Cine are armata mai mare? Normal că ne... O să mă peste armate. Ia. Deci... Negru. Păi ce are în plus negru? Sunt egale. Da, sunt egale. Amândoi au 5 pioni. De fapt, nu văzui Da, amândoi au 5 pioni. Deci asta e varianta în care ce făcu negru? Încă o dată. Negru îți acceptă sacrificiu, adică îți acceptă gambitul, dar ți-l dă-te imediat înapoi. Îți dă-te imediat înapoi cei doi pioni, da? Să știi că exact așa și la ora asta gambitul acesta se combate în felul acesta de către negru. Și asta e o poziție complet egală. Da, e egal. Da? Bine. De exemplu, dacă eu joc aici, tu ce joci? Poți să-l iau pe ăsta? Deci? Că-i apărat. Păi ce dacă am două bătăi? Am și cal și tu. A, da, poți. Poți? Încă el are o apărare, tu ai două bătăi. Poți să-i. Pierzi partida după șah. Nu pot să mai. Deci tot timpul... Deci, păi tocmai, dar fii atent, încă o dată vreau să înțelegi un lucru. Trebuie neapărat și neapărat tot timpul să ții cont că ai piese care nu-ți joacă. Da? De aceea aici, într-un fel, mai bine să joci cal C6. Dar dacă el face rocadă, acum având în vedere că nu mai poate juca cal E5 și că mi-am scos calul, pot să-ți bat? Da. Ia să vedem. Da. Ia să vedem. Șah și tură... Dar nu-mi demonstrați cum. Da, încă o dată, fii atent. Ca să văd că ai înțeles acest gambit. Stai un pic. Aici. Da. Asta e foarte bine, da. Deci, încă o dată, în acea partidă, în acea poziție, aici, încă o dată, hai să revenim la ea. Uite, vezi cum o știu eu, ca pe apă. Păi, de parcă... Și tu o cunoști, nu? Ia că-s tare curios dacă o cunoști. Și tu ai propus aici nebun G4. Da. Foarte bine. Asta e o mutare.
Pe cuvânt, îmi place. Excelent. Și acum o fac și eu? Nu, nu, nu. Acum, deci asta e o poziție care cât de cât este egală, da? Bun. Deci văzurăm două posibilități când ți se joacă un gambit și cum fă aici gambitul danez, da? Dar ți-am spus că a treia este când accepti gambitul, dar nu vrei să dai nimic înapoi. Asta e cea mai periculoasă. Și cea mai riscantă. Cea mai riscantă pentru cel care înfruntă un gambit. Și ca să... Poate să-l înfrunte și albul, că și negru poate să dea gambit. Da, și negru, dar mai rar, pentru că negru e al doilea în amputare. Deci albul e primul în dezvoltare. Fii atent aici ce a pățit fostul campion mondial Emanuel Lasker. Îl știu. Îl știi, nu? Ai fost coleg cu el sau ce? Da, eu vorbeam pe el, spune și niște tot ce jucam, el cu Henry Beard. Henry Beard, da. Deci Emanuel Lasker este la negru aici și ce bătaie ea când încearcă să țină de material. Deci se joacă așa. E4, E5, D4, E4, C3, știm deja, nebun C3, bate. Și aici, ia uite ce joacă domnișorul Emanuel Lasker. Deci, încă o dată, care e mutarea corectă aici pentru a egala cu negru? Să-i dai cei doi pioni înapoi, da? Bravo! Felicitări! Da? Și pe urmă să scoți acel cal cu tem. Nu, mai întâi să nu, pune ăsta. Nu, după ce bate, ăsta, da, după da, ce bate. Cal pe 6, ne uitarăm deci până acum la această bate, variantă, bate de, și șah. Punem șah, și dăm, ca să nu dai dama degeaba, bare să o dai, trebuie să-ți retragi dama. Și asta este egalitate completă, da? 5 pioni fiecare, 3 piese fiecare. Dar încă o dată, în partida pe care vreau să ți-o arăt aici, stai un pic, deci nebun C4, BC3, CB2, nebun B2, Lasker joacă damă G5. Este o mutare foarte, foarte agresivă, și, pentru că ce atacă? Și prostuță, exact. Adică sim. Dar ce atacă damă asta? Damă asta atacă pionul acesta de la G2 și, de la G2 și înresmată și calul. Nu, care cal? Nu. Pe urmă, după ce va bate, va ataca și turnul, da? Și Bird zice, băi, îți dă doi pioni, hai să-ți mai dau. Dama ia pe G2. Da. Câți pioni are negru aici, în plus? Deci... 3. Deci are 4 el. Albul mai are doar 4 pioni pe tablă. Negru câți are? 7. Are cu 3 în plus. Exact. 3 pioni. Deci asta este o partidă foarte instructivă de ceea ce se poate întâmpla când ești prea lacom în deschidere și încerci să câștigi material. Pentru că dacă stai să te uiți față de poziția inițială, care e singura piesă neagră care joacă? Această dama. Și am mișcat înainte un pion amărât. Turnghiu, uite-te acolo. Oh. Mi-e foame și mie, dar și mie. Dar, stai un pic. Stai ca să înțelegi. Lasker văzuse asta și a zis așa, deci mi-ataci dama, nu pot să mut decât aici. Dar înainte de a muta dama acolo, hai să-ți fac un atac de rege. Deci tu mi-ai atacat dama, eu îți dau șah la rege. Cum poți să dai șah la rege cu negru? Doar jucând? Da, vreau eu să-l dau. Da, zic. Cu mâna mea. Cu mâna ta. Foarte bine. Acum el trebuie să mute aici. Ia, unde? Exact acolo. După aia... Ia, unde? N-ai decât acolo, nu? Da. Foarte bine. Și zici, mamă, ce faci, mă, albule? Stai un pic, stai un pic, stai. Ce faci? Deci, negru are 3 pioni. Nu faci nimic cu aia. Doar mi-l strici. Ia, fii atent. Nu, nu, fii atent aici ce ce joacă albul ăla. Bang. Șah. Întrebare, poți să-l bați? Da.
Nu pot că îți dau șah și dau. Ok, înainte. Și atunci Lascăr, care am impresia chiar era campion mondial când s-a jucat partida asta. Ia să ne uităm în ce an s-a jucat. În 1892. Încă nu era campion mondial. Mai avea 2 ani până a devenit campion mondial. În 1892. Da, și el a devenit campion mondial în 1894. Și a domnit până în 1921. Pe primul loc? Da. Timp de 27 de ani a fost pe primul loc. Campion mondial. Și... e campionul mondial care a domnit cel mai mult. Păi și... mai mult decât... Magnus. Da. Magnus cât a fost? Magnus n-a domnit decât 10 ani. Păi, dar e mult și 10 ani. E mult, nu zic, dar Kasparov, de exemplu, a domnit aproape 20 de ani. Bă, a domnit 17 ani. Nu. Deci nebunea pe F7 și... erau strămoșii. Strămoșii maimuțelor. Stai un pic. Ne aude Regido. YouTube-ul. Da, ne aude YouTube-ul, chiar ai dubtat. Deci Regido. Să deci nu vă gândiți la prostii, da? Da, nu da, vă da. Gândiți la prostii. Deci gata, nu poți să bați, că urmează calchi 5, 6 și mai da. Mai mult e din și atunci, negru, las că joacă Regido 8. Urmează însă, hap, hap, hai să-l copăm și pe ăsta, da? Cale 7. Scuzați-mă, mi-e foame. Văd. Cale 7. Da? Cale 7. Calghe 5. Ia, uite-te, spune și mie unde poate să mute dama aia. Dama, asta nu mai poate. Ba da, mutăm dama pe singurul câmp unde poți să muți. Unde să nu fie atacată? Da. De fapt, sunt două. Aici, aici era, nu? Nu, că ți-o ia cal. De unde era? Aici? Da. Nu era aici. Bă, da! Uite, păi... trebuie să dea înainte, domnule. Dă-i înapoi, ca să vezi dacă era acolo. Aici era, da! Mă prinsești. Bine, hai. Deci mută la H4, nu? Sau ce faci? Muți la H4 sau iei pionul din H2? Nu poți acolo, nu te prosti, că ți-o ia calul. Ți-o ia pionul. Ți-o ia calul. Ți-o ia dama. Ți-o ia toate. Nu varieși. E bine. Aoleu. Cine mi ia? Mama natură. Mama natură. O știu. Nu? Nu. Deci e partida jucată am un H4. Bună, domnul. Cale 6. Dar nu-i bine și aici. Păi încă o dată, uite. Ne. Așa, nu? Da. Ce joacă alba aici? Pe ce repezi poziții? Vine înapoi la H2. Da. Nu. Nu duce capul. Păi nu te duce. Păi tu în loc să dai mat într-o mutare, tu faci femință. Deci când, în momentul când îți spun... Fric. Nu, deci încă... De pistin. Stai. De pistin. Așa. Nu, dar indiferent că bați, ia uite, cale 6, 6, 9. Aoleu, ce urât faci. Este mat ăsta? Da. De ce? Pentru că e șac de la cal. Da. Și nu poți să bați. Nu poți să deci, bați. De ce nu poți? Este legat pionul ăsta. Nu că e apărat. E legat. Apărat legat. Nu. Deci, încă o dată, indiferent că bați la H2, eu tot cale 6 mat. Stau, da? Mate. Da? Da. Bă. Bun. Următoarea ședință. Asta a fost 23. Hai să ne uităm la 24. Ce învățăm în această ședință? Încă o dată învățăm în gambitul? De Danel. Danez, nu Danel. Danez. Lecția 24.
Care îl ține minte, mi-l da să-l repet. Da. Haideți. Nu. Lecția, nu mă încerta. Lecția 24, văd că avem matul sufocat. Să învățăm matul sufocat. Cu ce se dă matul sufocat? Cu ce? Cu dama. Aaaa. Cu turnul. Aaaa. Cu calul. Exact. Asta e poziția de nu cu calul. Deci asta e poziția, ia fi atent, asta e o poziție de bază a matului sufocat. Deci regele negru șofocat. Are în preajmă... Ce o să dau matul șofocat? Zi. Matul șofocat. Exact. Sau nu. Mașa șofocat. Ăla e ma pe naiba, că se bate cu pionul. Deci ăsta e singurul mat, că altfel și altul mat. Matul șofocat. Deci filmași poziția asta? Da. Hai să te văd aici. Mat sufocat într-o mutare, zici. Sufocat. N-ai cum să-l dai într-o mutare. De ce? Aici nu se poate. Vede și șapte. Aici e. Bine că mă cădeai cu te. Păi de ce nu-l duci aici? Vezi. Păi nu poți. Păi de ce? Pentru că ai un turn la alb la H2. Dacă... Ah. nu așa de tare. Că mă doare pe mine, da? Deci încă o dată, uite-te pe toată tabla. Deci acest pion este legat și îți dau șac și mat, da? Da. Bă... Ia, fii atent aici. Asta e o poziție extraordinar de des întâlnită. Și vreau să pricep ideea acestui mat. Asta nu e matul sufocat. Ba da. Nu, uite-te la mine, învață-o. Știu. Dama, G, 8. Și când bag cu turnul? Cal, G, 8. Nu-i niciun mat. Eu îmi dădui mai tare, cate. Dar cal pe 7 ce are? E bună și ea. Păi nu că e bună și aia, tu ce spusești o prostie. Că aici rămâi cu doi pioni în minus și îi bătaie. Deci sacrificiul acestei dame este numai și numai să aducă turnul să negru la G8, nu remiză. Scopul nostru e să facem. Scopul nostru e să nu fim prinși, cum zicea ăla. Gherga de noi plăcea școala. Da. Îl chema Gherghe Miruti. Nu știu. Bun. Uite-te aici și spunem... ce fel de mat e ăsta? Deci albul mută și dă mat într-o mutare. Răspunde-mi, ce este ăsta? Mat sufocat sau matul cu epoleț? Îți mai aduce aminte de matul epoleț. Cu epoleț? Corect, matul cu epoleț. De epoleți, stai un pic, ca să nu... Da, nu, că nu ți-arăt. Epoleții regelui negru sunt turnul și cal. Da, țin minte. Da, hai. Uite, eu pot să-l dau așa? Nu. Nu e ăsta. E ăsta matul cu epoleț. Nu e. A, gata. Iată-mă, domnul a făcut o prostie. Nu gândești deloc. Eu ți-am spus mat într-o mutare. Uite, bing. Vezi. E mat? Da. Dar de ce nu poți să bați cu cal? Pentru că e legat. Da. Da? Da. Deci nu te mai grăbi. Ce e ăsta? E poleț sau sufocat? Albul mută. Ai țin minte, gata, doamne. Corect, e poleț, nu? Da, înainte era rege în spate și... Zi, ce e ăsta? E poleț sau sufocat? Corect. E sufocat toată ziua. Corect, toată ziua, hai. Dă-l, că e foarte bine acolo. Nu poate să bată cu pionul, că e legat. Dar nu poate să bată nici cu turnul, că e legat și turnul. Da? Deci turnul nu poate să bată, că ar intra în șac de la turnul din B8. Regele negru, da? Și atunci regele ăsta este sufocat. Acest rege negru, cred că în acest moment ar vrea să-și mănânce calul. Nu? Da. Da, dar nu poate. Bun.
Si. Albul la mutare, e poles sau sufocat? E poles toată ziua. Bravo. Vezi. Bravo. O spre ușoare, domnule. Albul la mutare, e poles sau sufocat? E poles. Așa te vreau. Mult mai aproape. Păi da, dar nu face rateuri. Deci dam-o pe 4, urca cu regele la G7, da? Știam, domnule. Știai? Bun. Și la glume glumesc. Și la glume glumesc. Da, și la glume glumesc. Trecem la 25. Mamă, ce meserie suntem, nu? Domnule. Recunoști că suntem meseriași? Da, dar vă spuneți la gluma de la glume. La gluma de la glume, nu. Păi de aia nu mă prinde. De aia nu mă prinde. Pentru că am auzit mare unde e. Sus se joacă pe calculator. Nu se poate. Hai să ne uităm la... De la 10 dimineața. Nu se poate. Uite, ne uităm la această partidă relativ simplă. Nu mint. Nu mint. Nu mă mai interesează, îmi pare rău că pot să-i întrebarea. Deci fii atent aici. Asta este o partidă jucată între Larry Christiansen și Anatoly Karpov. În 1993, parcă. Da. Bravo. E 93? Da. Da, 93, da? Vezi că știu. Știu că știi. Cine era jucată de... Și... Larry Christian... Larry Christiansen... Pe Karpov îl știu că e. Știi, mă jucam eu cu el șah când aveam un an. Deci la data disputării acestei partide... Eu sunt mic, dar deja, de fapt, la data disputării acestei partide, Anatoly Karpov era campion mondial varianta FIDE. A, da, FIDE, maestru... Acum maestru... a rămas singură FIDE, dar atunci erau două federații. Era o federație a lui Kasparov, unde era campion mondial Kasparov, și varianta FIDE, care și acum există, în care era da, campion mondial Anatoly Karpov. Nu e decât una, FIDE. Nu e ca la box. Nu, au fost două doar... Maestru aia, nu, asta e altceva, aia e clasificarea. Nu, eu vorbesc de campionii mondiali. Și fii atent, Anatoly Karpov, campion mondial... Nu era decât un om care era FIDE, doar maestru FIDE, nu? De asta ziceți. Nu. Doamne, cât de prost m-ai făcut de nu știu. Nu, n-ai cum, n-ai de unde să știi, dar suntem pe din afară. Fiate, ce vreau eu să reții aici este că domnul Anatoly Karpov era... Sunt prost la exterior, dar... Rareș? Da. Fii atent aici. Deci, la data disputării acestei partide, Anatoly Karpov era campion mondial antitr, varianta FIDE. Și fii atent aici cum pierde partida asta. Deci, un campion mondial pierzând partida asta sub 20 de mutări. De fapt, sub 15. Deci, Albu joacă D4, Karpov joacă aici calf E6, C4. Și Larry Cristian nu era... E6 era campion, era mare maestru american. Calf E3, B6, să ții minte această deschidere, se cheamă Indiana Damei, da? Eu nici nu mai știu dacă... Da. Indiana Damei, A3, nebuna A6, damă C2, pentru că era asta atacat, nebun B7 înapoi, cal C3, C5. Da. Să știi că inclusiv acum câteva zile, deci asta era jucată în 93, adică fix acum 30 de ani. Te rog să mă crezi că acum câteva zile Magnus Carlsen cu negru a intrat în aceeași poziție. Și a găsit? Nu, a luat și el bătaie. Așa. Dar fii atent aici, stai ca să înțelegi. De ce 4? Uite-te că te pun să repezi partida. De ce 4? Bate. Și aici Anatoly Karpov joacă aici cal. C6. Dar cum a putut să piardă Magnus Carlsen? Calea pe C6, nebunea pe C6. Stai un pic ca să vezi. Nebun F4, cal H5, ce face? Atac acest? Nebun. Christiansen se retrage un pas cu nebunul
Și aici Anatolii Karpov greșește foarte, foarte grav. Cred că e cea mai scurtă înfrângere din istoria lui de mare maestru șahist. Deci, la o săptămână distanță după această partidă, Anatolii Karpov a jucat corect aici damă pe O8 și a câștigat partida aia. Dar aici a făcut o gafă, deci damă, fii atent aici, uite-te aici, lasă. Damă pe 8 este cu gândul să-și aducă aici calul la F4 să fie apărat de damă. Dar în partida asta pe care a pierdut-o, el tot la fel vrea să-și aducă acest cal de pe margine, unde e o rușine, la F4. Și joacă nebun D6, cu același scop, să-și aducă acest cal la F4. Bun. Acum, întrebare pentru tine. Da. Ce piese negre în acest moment al partidei sunt neapărate? Acest... Da. Piesa care nu este apărată este acestă... Și mai e vreuna? Nebunul pe care tocmai l-ai scos. Deci amândouă sunt cu roșu. Da. Amândouă sunt cu roșu, da? Da. Deci nebun de șase păi, sunt... Păi, domnul, eu vă arătai că poți să iei asta, poți să iei. Ah, de asta poți să iei. Bun. Da. Cum îmi faci un atac dublu de damă asupra lor și iei ori calul, ori nebun? Atac de damă? Da, dublu. Adică atac simultan și nebunul din de șase și calul din H5 și Karpov cedează. Aici eram sau aici? Nu. Un pic. Das cancel. Aici eram, da. Domnul, să știți că nu e așa de ușor. Deci damă de 1. Și Karpov a cedat aici. Pentru că ori pierde nebunul, ori pierde calul. De aceea, încă o dată, ferește de tot tipul, mai ales în deschidere, dar și în jocul de mijloc, că ți apar astfel de poziții, ferește-te de astfel de poziții în care ori să mai ai... să joc Indiana. În care e să ai prea multe piese neapărate pe tablă. Adică trebuie să existe oarecare coordonare, ca să spun așa, între piesele da. Tale care lucrează, da? Bun. Și eu lucrez așa. Ia să vedem. Acum aici ne uităm la avans de dezvoltare. Ce înseamnă avans de dezvoltare? Deci, ia fii atent aici. Hai să ne uităm la începutul ăsta de partid. E4, E5, cal F3, cal C6, toată lumea știe aici, nu? Nebun C4. A, nu, în spate te să dau ca să meargă în față. Da. Nebun... Dă-mi mie că sunt eu sus. Nebun C4 și negru joacă aici H6. Vă joc din prima. Cum ți se pare mutarea asta? Să știi că poziția foarte asta... Proastă. De ce? Să știi că poziția asta am... Stă acolo și nu face nimic. Nu, e o mutare de prevenție. Într-adevăr, este o mutare slăbuță. Dar fii atent aici, știi de ce a jucat... Este o mutare profilactică. Am avut lecția asta la grupa a doua, joi, profilaxia, așa s-a chemat lecția. Și mulți jucători aici joacă H6. De ce? Pentru că el, de exemplu, vrea să scoată acest cal aici, nu? Da. Dar dacă joci cal aici, care este o mutare bună, să știi, însă da. Trebuie să fii... Păi toată lumea știe că e foarte bună mutare. Da, dar trebuie să fii conștient că după cal G5, albul îți atacă pionul de la F7. De aceea, încă o dată aici, pentru a opri acest cal G5, negru joacă aici H6. Dar încă o dată nu e o mutare bună. Poți să joci în primul rând nebun C5 aici. Da. Deci după cal C6, nebun C4, poți să joci nebun C5. Poți să mai joci cal G5 aici? De ce?
Pentru că ți-l bat. Îl bate de lui dama. Deci, da. Și, și aici, ia fi atent aici. Stai, stai, așteaptă. Să zicem că eu cu albul pe arocadă, el joacă cal pe 6. Pot să joc asta? Pot. Dar e bună? Nu, pentru că îți fac rocadă. Și el bate? Și eu bat? Și el bate? Și eu bat. Câte puncte a luat albul? Deci... A luat un tur și un pior. Adică a luat 6 puncte, nu? Da. Și câte puncte a dat? A dat un nebun și un cal. Adică tot 6 puncte. Zici că e egal, nu? Da. Bun, fii atent aici. Bani ca... un tur. Nu, suntem egali. Ca și cantitate. Anu, cantitate. Albul ce a dat? Albul a dat un, a dat un nebun și un cal, deci a luat 6 puncte. Da. Și albul a luat un tur și un pion. Adică a dat 6 puncte, a luat 6 puncte. Zici că este complet egal. Ca să nu crezi că te înșel eu, fii atent aici. Înșelation? Dăm la engine, dăm să, să se uite, că armatele sunt într-adevăr egale în acest moment. Dar nouă ne arată aici cine stă mai bine. Bă, teoria lui Einstein. Cine stă mai bine aici? Negru. E cu minus în față. Deci, practic aici negru, atât ăsta cât și ăsta, cât și ăsta zi, aceste trei... Dar astea sunt teoriile mele lui Einstein. Nu, măi. Ce are Einstein cu șacul? Foarte bun. Deci, încă o dată, vreau să înțelegi un lucru. Este foarte greșit ca în deschidere și în jocul de mijloc să dai două figuri șoare pe tur și pion. Nu e bine. Nu e bine, deși sunt egale. Da. Deci dai 6 puncte, iei 6 puncte, dar tot timpul intri în dezavantaj. Uite. Deci calculatorul zice că practic aici negru este aproape câștigat. Dar unde știi tu că e nedept? Pentru că e minus pe minus urmat de plus. Și dacă e plus urmat de minus, deci plus urmat de minus înseamnă albul are avantaj decisiv. Dar schimbate astea, minus urmat de plus, înseamnă că negru are avantaj decisiv. Sau cum este aici, uite, minus pe plus. Negru are avantaj măreț, aproape decisiv. Dacă era plus pe minus, era albul are avantaj măreț, aproape decisiv, da? Bun, deci încă o dată, deci revenim înapoi. Că vorbim totuși despre avantajul da, de spațiu. Acum ai înțeles de ce negru face mutarea asta H6? Da. Ca să nu se pomenească cu un cal la G5. Dar încă o dată nu trebuie să-i fie frică. Deci mutarea asta este foarte profilactică, dar nu este necesară în acest moment. Albul joacă D4, bate. Și vreau să înțelegi un lucru. De exemplu, aici, cine crezi tu că stă mai bine? Negru fiind la mutare. Cine stă mai bine aici? Negru. De ce? Nu. Albul stă mai bine. Pentru că are două piese ușoare față de doar una ta. Ba nu. Hă? Păi zici calul ăla. Cum? Calul. Două piese ușoare dezvoltate, am spus. Deci tu cu negru n-ai decât un, o singură piesă ușoară. Dacă e vorba pe dezvoltate, normal că albul e. Păi pe asta te-am întrebat, prințișorul meu. Nu, înțeles, care nu, nu, care stă mai bine? Am zis care stă mai bine, nu? Am înțeles și eu. M-ai înțeles greșit. Deci, încă o dată, ăsta înseamnă avans de dezvoltare și avans și de spațiu, inclusiv pentru că armata negrului stă doar pe trei linii. Hai băi, vreau să vă colorez. Maxim trei linii. De fapt, pe linia a treia, pe linia a treia n-ai decât un cal și un pion. Pe când armata albului stă deja pe patru linii. Am deja trei piese care sunt la graniță. Vezi? Bun. Al doilea. Două piese dezvoltate are și albul. Doamne, negru.
Negru nu are decât o piesă și un pion. Păi sunt două piese. Nu, pionii, mai ales în deschidere, nu sunt piese. Ce sunt? Pioni. Minion? Pion. Minion. Minion. Să luăm o pauză, că ăsta a obosit. Vezi? Arde focul. Ia uite. Eu sunt și... Lăptic. Lăptic. Stai așa să luăm o pauză.